transferă... Băi, în primul rând, Hristos a înviat, că n-am avut adevărat, când să vă zic. În al doilea rând, nu vreau să par a fi, adică vezi, Doamne, fac cu tare. Dar în orice caz, adică e totuși FCSB, care este steaua stelelor și care totuși trebuie să vadă suporterii, că nu putem să facem tot așa în secret și jurnaliști la poartă. Și atunci voi știți despre Crețu, a tot vorbit, vă spun despre el, l-am vrut acum 6-7 ani, așa a fost atunci să nu vină, vine acum, el spune că acum e mai bine, că e mult mai bun, am vorbit cu el, cred că o să fie bine. Adică îmi place comportamentul lui, va vorbi cu mine, nici eu toți, care mai emoții, va crea, n-ai nicio emoție, nimic. Ba, chiar mă lua cu domnul Gigi, eu vreau să câștig toți banii așa. Și dacă vreau tot să câștig, vreau să fie liniște, să fie totul și cu totul să fie, să facem treaba ca lumea. Vreau 3 ani, are 3 ani, 3 ani, 3 campionate vreau să iau și vreau și totul și din Liga Campionilor. Ce faci, măi, pro-tie-vie. Așa. Și atunci, știți, v-am spus până acum că vreau 2 fundași centrali. El este unul. Mai l-am contactat azi. Voi o să râdeți, alții râd. Nu contează, eu tot ce știu fac. L-am contactat azi pe Șeroni. Dacă îl lasă liber, că mai are un an cu ăsta, cu Iftimie, îl iau pe Șeroni. De ce? Voi, doamne, că Becali... Bine, mă, Becali nu știe, da? Becali vrea un lucru. Păi nu mai vreau să dea nimeni cu gal gol cu capul la mine. Să mai vină ăla de la cef, cum ăla, piticul ăla, cum îl cheamă, să mă ia, doamne. Nu mai vreau să dau nume acum dacă am spus așa, da? Și să vină unul de 60 și să dea gol cu capul de la mine din careu. Nu o să mai poată nimeni. Că am 2 război nici după aia, nu? Cine ne atacă pe noi? Noi luăm numai gol din faze fixe. Faze fixe, faze fixe. De ce? Nu avem niște fundași centrali extraordinari în România. Nu numai la noi. Peste tot. E în căutare și se plângea și Dică. Spunea, uite, domnule, Cutare, lumea era... Păia, Goian, Gonea, Ghionea, Cutare, eu spuneam eu, Suca la... toți fundașii centrali. Bă, n-am avut extraordinar. De la Gică Popescu, Beru, deci n-am mai avut așa. Bă, dă-mă, cardă-mă cu capul minge. Păi dacă cu capul ți-e frică să bași capul? Păi dacă ți-e frică, nu mai fi, mă, fundaș central. Mă, n-am nevoie să fie extraordinar. Că o să fii Sergio Ramos, că după aia erai 100 de milioane. Și te lua lumea. Păi dă-mă, cu capul minge, mă. Dă-mă cu capul, nu lăsa pe ăla, mă, să vină să dea cu capul ăla. Să dea gol cu capul. Ăla de la CFR, de-a fost împrumutat la nu știu unde, la Sepsi, parcă. Petrila. Păi are săracul, e bun fotbalist. 1,60. Am eu duc cu capul la Steaua. Păi nu dai cu golul Steaua cu capul, mă, lui Steaua FCSB, aia super Steaua, nu că Steaua aia, care, înțelegi? Și trebuie să fie curajos, înalt. Bravo, da! Ortodox? Aia se știe. E, dar nu, dar hai să spun un lucru, că el nu știe, dar ce m-a încântat el pe mine. Acum spun în premier, când l-am sunat prima dată eu, păi mie mai, rar mi s-a întâmplat, rar, niciodată. Nu mi-a s-a întâmplat să-mi spună unul, când îl sun, Hristos a înviat. Eu le spun lor, dar cu reține, văd, zice, nu zice, că nu poți să-i impui la oameni. Dar el de câte ori, el nu știe, și azi când l-am sunat, a zis, Hristos a înviat. Niciunul nu mi-a spus până acum. Cu tărie și cu bărbăție și cu atitudine. Nu spune. Că n-au. Chiar dacă sunt unii credincioși, dar nu spun, n-au bărbăție și atitudine. A avut-o, bravo lui, că știți cum sunt eu. Știți că Todoran era în biserică și l-am pus antrenor. Că era în biserică. Așa lucrez eu. Alții sunt mai deștepți ca mine și după aia intră în falimente. Eu lucrez după ce zice Domnul. Zic, lasă, face Domnul. Hai să vedem și cu campionatul ăsta. Că face Domnul ceva mai bine pentru tine. Că poate nu era bine să iau campionatul, că poate nu eram pregătit și poate nu intram în Liga Campionilor și poate ieșeam și din Europa și din conferința. Nu, Domnul face mai bine decât ceea ce vrei.
Și poate face domnul. Punctaj coeficient, cu tare, cu tare, cu tare, campionat, cupa campionul să ia Alexandru. Îl cheamă și Alexandru. Un nume de Alexandru, un nume de puternic, războinic, Alexandru cel Mare. Ce? De acum 6-7 ani l-am văzut, când era la Iași, nu l-am văzut numai un meci l-am văzut. În ultimii ani. Nu, tată, l-am văzut la Iași acum 6-7 ani și nu l-am văzut că e mare mingicar. Eu l-am văzut că dădea cu cap. Uite-mă cum dă ăsta cu cap. Ăsta îmi trebuie mie unul. Care și pe Burcă l-am ratat. Că Burcă tot așa era. El nu era mare tehnic. Că tot dădea cu capul și am vrut să-l iau. N-au vrut alții să-l iau. Înțelegi? Păi da, bă, să dea cu capul, mă, ce? Și Șeroni îl vreau, da, Șeroni de al vreau. Să dea cu capul, mă. Nu e el mare tehnic. Dar bă, dacă te apropii de care eu, când te apropii de el, ți-e frică. Deci Șeroni, Crețu Șeroni și... Și să vedem Bogdan Stancu, dacă cred că va veni, că altfel nu venea la mine acasă, că am stat cu el de vorbă, a zis, de-a Gigi, numai atât am venit. Să te salut, să știi un lucru. Nu voi juca în România decât numai și numai și numai la Steaua. Steaua Mare, FCSB. Așa? Nu voi trăda niciodată în viața mea ce au făcut alții. Nu mi-a zis omul nume. Cum au făcut alții. Da, nici n-am vrut să dea nume, că n-am dat. Ce treabă? Păi și în ce stadiu sunt acum discuțiile? Păi în stadiu sunt că el, dacă, de exemplu, bașcanul ăla în care el, adică e un bașcan în care nu vreau să-l trădez. Adică dacă ăla iese și dacă el... rămân și în divizia A, că e posibil o șmecherie, nu știu cum, cum e la noi, adică, înțelegi? Și rămân în divizia A, nu șmecherie, e o chestiune de afinament de regulament. Și dacă îi dă și salariul ăla, deci sunt trei, puțin probabil se întâmple, nu? Spre altcineva vă puteți orienta ca soluție de rezervă? Nu, să iau! Pentru Bogdan Stancu? Bă, acum stai să vedem că uite, am primit eu o ofertă pentru Tănase de 4 milioane și n-am vrut să-l dau. Am zis, bă, 5. La Arabia Saudită? Da, din pe la, nu știu, înțelegi? Și am zis, bă, 5 este. După care, domne, băi, ne-a zis, bă, lasă-mă cu 4 jumate. Că îmi dă și mie 1,5 milioane salariu. Bine, bă, dacă îi dă ție, nu știu, să dea 4 jumate. Și asta îți dea răspuns. Dacă pleacă Tănase cu 4 jumate, pe urmă, mai cumperi cu 300, 400, 2, 3, cum l-a luat pe ăla și îl verific. Mai înțeles? Îl verific. 2-3 meciuri, dacă nu treci la echipa a doua, stai acolo. 2-3 meciuri, vii la jucători din România, văd. Nu? Sau poate ia unul de 22 de ani, care e puternic, place de ăla, de Dumitier, de exemplu. Dacă dă cu 2-300 de mii, poate le iau. Dumitier. Nu? Să vedem. Păi Cordea nu e, că Cordea nu l-am luat, Cordea e altceva. E. Cordea îi plăcea mie de el, înțelegi? Și eu credeam, eu nu credeam, eu nu știam, la modul cum juca el, credeam că are 28-29 de ani, Cordea, zic, băi, nu știam. Și când într-o zi îmi spune, zi, ne-a dat ăla, mă, gol Cordea cu capul, care are 1,70. Și zic ăla, dai seama, cine pe unde o fi jucat? Credeam că e vechi jucător. Și ce nu ne-a zice că are 22 de ani. Cum are, mă, 22? Păi imediat, acum, vă duceți-l când... Hai, că și așa au datorie. Cum vă veți lupta cu CFR-ul în condițiile în care va veni și Mudica antrenor acolo? Păi, și Mudica e jucător antrenor experimentat. Numai că Eu spun așa, că Moruțan, Olaru, Tănase, că nu-i plecat, Coman și Cutare Popescu, ăștia care sunt cinci, eu zic că ăștia sunt jucători care nu pot fi opriți. Trece un an peste ei, experiență în plus, nu mai sunt nici accidentați, că au avut fiecare ba câte ceva. Eu zic că ăștia nu pot fi, ai văzut că o echipă are un geniu și câștigă campionat. Maradona, câștiga campionatele. Bun, un geniu. Le câștigă campionatele. Păi noi avem 5. N-ai cum să-i oprești. Eu așa cred, cât cunosc eu fotbal. Nu cred că mă înșel. Păi n-am putut o fi nici acum, mă, că dacă nu era Coman accidentat, dacă nu ai văzut că și Olaru pe urmă, și toate numai așa, împotriva noastră.
nici dacă nu se accidenta ăsta, fundașul, cum cheamă? Miron. Dacă nu se accidenta Miron și cu Panțărul, și luam campionatul. Că s-au accidentat amândoi în același... Și tot îl luam. Și în situația asta, tot așa, scos mingea din poartă la Clinceni, că era 3-2, câștigam. Nu mai spun că mâna lui Camora, care treia să fie 3-3 pentru noi, 3 puncte a fost la ei. Nu mai spun că au avut și pe, încă un jucător pe Covaci, arbitru fotbalist. Covaci, arbitru fotbalist. Calbist, arbitru fotbalist, CFR. Sunteți dezamăgiți. Contra PCSB. Domnule Becali. Mizerie făcută. Sunteți dezamăgiți. Ce să faci? Trebuie să-i zici ca să... Că și de ce? Că dacă nu-i zici, uită. Dacă tot îi zici, îl ții în priză, că el e cel... este unul dintre cei mai mari arbitri. Vă pare rău că nu l-ați convins pe Șumudică să rămână la FCSB, să semneze cu FCSB în condițiile în care a mers la fix la rivala dumneavoastră? Băi, și el cred că se bucură că pleacă la CFR. Cred că se bucură. Se duce la echipa campioană, are multe șanse. Bă, dar și eu am dat slavă Domnului că s-a... Și de ce să spun de ce? Nu că n-ar fi, că ei a demonstrat-o aici la fotbal, demonstrezi. Bă, dar de ce să dau eu 600 cu taxe și să nu dau eu 60 cu taxe? Doamne, feriască-ne, luasem rază de nebun. Pe cum dai, mă, 600 de mii când poți dai 60? O să spune unii, păi da, bă, dar atâta se face. Da, bă, dar nu faceți voi, că Domnul face, că nu poate să facă ei. Fac ei, o să vedem ce face anul ăsta. Când o să mă... O să ne întărim noi mai tare și când... O să vedem ce o să fac. Nu? Contează mai mult lotul de jucători decât antrenorul? Pentru mine, da. Dar ce s-a demonstrat în lume, că antrenorul contează și el, în proporție mare de tot. Adică a demonstrat-o ăștia acum cu la Chelsea, nu? Nu? La Chelsea, a demonstrat-o. Dar aici noi vorbim de România, nu vorbim de jucători de mare valoare care să înțeleagă ceea ce spune antrenorul. Că așa, dar noi, mai luăm și noi de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Nu vorbim de Crețu care... Are personalitate și înțelege și cu tare și a zis, mă, vin să iau banii toți. Vorbim de alți jucători care mai ascultă ce zice antrenorul și face ce zice el. Mai sunt unii răzvrătiți care zice, bă, eu sunt mare vedetă, mă ascult eu ce zice ăla. Durmă acolo, îi face pe cali echipă. Înțelegi treaba lor. Dar în România, eu zic că antrenorul este, hai să vă spun cum este. Cred că antrenorul contează 60%. Cred. Numai că la mine este altfel. Nu este așa. La mine este... Pot să aduc 7.000, cei mai mari din lume. Că nu merit, nu primesc. Îl aduc pe Todoran și primesc. La mine e totul dar. Așa am primit în viață numai dar, 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 dar. Și așa am făcut. Dar, dar, dar și am primit dar. Când n-am meritat, probabil, știe Domnul, că n-am meritat ceva. Că am stat și m-am gândit la campionatul. Mă gândesc în spate, bă, ce păcate am făcut. Mă gândesc, mă, ce am gândit, am greșit ceva. Înseamnă că am făcut ceva, nu merit. Că uite, mai fac, vezi cum mai stau de câte unul, mai iau de câte unul, n-am voie alea. Vrei campionat? Lasă-o în pace, nu te lua de el. Fac ce fac, mai mă iau decât unul, mai mă iau de Păvaci, mai mă iau de ăla. Pe fac... Todoran când îl prezentați? Păi n-a vrut el. A zis, domne, nu vreau să am de-a face nimic, eu nu vorbesc cu presa, eu nu cu... De ce? Păi, o să-l las cu alea, face pe care, dege pe care, face pe care, dege pe care. Am vorbit cu el, am spus, băi, ce pot să mai fac eu acum? Spune-mi tu ce pot să fac? Moruțar n-am cum să-l scot. Că n-ai, chiar dacă joacă prost nu poți. Olaru, n-ai cum să scoți. Dacă joacă prost, tot bine joacă. Coman, chiar dacă joacă tot meciul prost, 5 minute, face fază de gol. Tănase, nu poți să-l scoți. Tavi Popescu, 5, n-ai cum să-l scoți. Că ei sunt 100 de milioane. Păi. E făcută. Pe Crețu, n-ai cum să-l scoți, că e fundaș central, o să înceapă cu el și nu ne apucăm să schimbăm fundaș și central. Că nu suntem nebuni să schimbăm. Am schimbat vreodată fundaș central? L-am schimbat pe unul, ați văzut? Niciodată. Ați schimbat-o vreo schimbare? Că s-a schimbat vreodată la Steaua?
Ce ștâmpie e prostie, m-a enervat, cine știe ce m-a enervat. Înțelegi? Așa. Păi de ce? Cel numai el l-a schimbat la pauză, cel numai el e fundaș central, vrea să joace celălalt. Care-i treaba? Păi am vrut să-l încercăm, nici n-a fost, nu e că m-a supărat, am vrut să încercăm, să facem o rotie, să vedem, ia să-l mai vedem și pe ăla, să-l mai vedem și pe ăla. N-a, când a schimbat atunci, nu a fost schimbat că a jucat prost. El fraier este. Că i-am transmis după aia, bă, nu l-am schimbat că a fost prost. L-am schimbat să vedem. Nu greșise, nu, să vedem. Și atunci sunt 6 jucători și cu portarul 7. Portarul Vlad? Portarul Vlad sau Vlad? Păi mi-a dat o șansă? Păi s-a apere Vlad. Ce faci, dau șansă. Vlad, da, păi Vlad, da, păi și când o să mai apere Vlad? Când o să fie meciul decisiv. Că el atunci e mai emotiv. Să trească vă 2-3 ani peste. L-am văzut pe ăsta de la Iași, când l-am luat. Da, nici eu, sare. Și la mine ziceai că plutește în aer. A avut încredere, 2 metri aproape, ăștia sportari. Păi mai bine l-a ajutat să se motiveze la meciurile decisive. N-ai cum să-i face. El se va motiva prin experiență și prin joc. Înțelegi? Și prin încă ceva. Prin mare concentrare. O să vorbesc cu el. Fă mare, dacă el din cauză că vrea să-și ascundă emoția, greșește. Nu ți ascunde, mă, emoția. Concentrează-te tot timpul cum face ăla. La Lauschis. Păi ăla n-ai emoții. Deci ăla... Fă-și tu așa. Se spune despre portari că sunt puțin nebuni. N-am vrut să zic eu. Ați primit scrisoarea? Vlad e un om cu minte. Ați primit scrisoarea de la Burlean? Ce scrisoare ați primit? Pentru negociere. Ce scrisoare? Nu știu eu, nu știu eu. N-am ce... Mirel a zis că toate cluburile au primit o scrisoare din partea președintelui Federației. Bă, tata, o fi primit la club, eu nu sau s-o citesc, pentru că nu... I-am spus lui Mirel, băi, Mirel, ce a fost, ce n-a fost, am spus și a fost și tu, te iubesc, te voi iubi toată viața, ești fiul meu, ai o calitate, ești prea băiat bun ca să nu țin la tine, dar nu pot să-ți dau decât Perianu și Pănedel, cu atât. Atâta i-am spus că îi dau și așa îi dau. El, Burleanu, eu n-am nimica, numai ei trebuie să înțeleagă un lucru. Dacă o să înțeleagă el asta, pentru că e un om deștept, poate să ajungă mare, nu neapărat în fotbal, chiar și în fotbal și în orice. Dacă nu o să înțeleagă că în toată lumea, oamenii care au avut idei de-astea tiranice, au căzut și au căzut rău. Și că nu poate el să stăpânească prin ăia mulți și mai săraci, pe ăia bogați și puternici, ca Stalin, că asta făcea Stalin. Că iau votul de la aia săraci, că fac colectivizare și le iau de la aia, de împart pământurile. Și că ia el bani de la noi, că am mai avut ultima care au zis, vrea să ia bani de la tine, dar ia el la federație. Doamne, ferească-ne. Nu să iei bani, nu să iei tu. Înțelegi? Nu o să poată, că acum noi avem și noi arde cu jocul lui. De ce? Când ne convine mizerie dacă face, că a făcut prea multe. Și dacă o să înțeleagă să se oprească, să facă abuzuri, adică să impună. El poate, mă, el când impune, el poate să impună la toți. Eu n-am ce face, mă supun. Mă duc la instanță, dar pe becare nu poate el. Păi la 30 de ani, mă, și știe, în ce lupte a fost el angrenat ca să fie el antrenat în lupte? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. Și nu voi muri și voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. În fotbal, adică. Bine. Parabolic vorbind. Nu voi muri, ci voi fi viu, voi povesti lucrurile Domnului și le voi povesti anul ăsta. Și le voi povesti lui Șumudic. Hai, tot mai glumim și noi. Tot prietenul meu rămâne. Ce? Bă, tata, întrebați-mă ceva, că eu vreau să vă vorbească el, că el știe să vorbească foarte bine față de alții. Poți să vedeți. Bă, eu cred CFR Craiova. Tot așa va fi. Care e? Hai mă, las. Eu chiar am ținut cu el, mă uitam, nu mă uitam la meciul, dar l-am uitat, că vreau să promoveze, știi? El sărac fiind în pușcărie, de Mititelu. Dar acum, poți mă să faci? Păi ce să facă Mutu? Poate să facă din bici, să pocnească din
Bici de rahat, n-ai cum, ce să, că am văzut că e, ce să faci? Că să faci o echipă competitivă, îți trebuie tată și bani. Bine, mă, să vedem câți bani au. Câți au? 6 milioane? 8. Și care? 8 milioane? Păi n-am mai cheltuit din ei? Am, ce are? 8 milioane care sunt ai familiei? 6, păi ce faci? Îi dai pe toți la fotbal? Da, e. Și chiar dacă îi dai pe toți aia, eu rândul, cu prietenie, că am ținut cu el. Și chiar dacă îi dă pe toți aia, și tot nu o să poată, tot la locul să retrogradare o să fie. Că așa s-a văzut tot timpul. A, ziceți că nu intră în play-off? Adică nu se bat la... Hai mă, vezi de treaba ta cu play-off-ul tău. Hai mă, nu ți-o dea Dumnezeu să fie. Dar nu e că n-a ce să facă, poate să facă Mutul sărac. Mutul, să știe, a demonstrat-o la... Am văzut niște schimbări foarte... Nu că nu laud eu. Am văzut niște schimbări foarte inteligente. Dar o să bag, o să aibă greu acolo. Apropo de oameni cu bani, știți pe cineva să vrea CSA, Steaua? Păi ce să vrea, mă, păi acolo, băi, acolo n-au ce să facă, că acolo trebuie totul cu hotărâre de guvern și trebuie să vedem 100 de milioane, că la 100 de milioane care-s banii armatei, deci patrimoniul armatei acolo nu se ia decât pe hotărâre de guvern și licitație. Acolo nu că stai puțin că fac eu ceva și nu știu cine are curaj. Că noi când am preluat-o pe UNESCO echipa, am preluat-o pe hotărâre de guvern. S-a dat o hotărâre de guvern și s-au preluat toate bunurile la asociație, deci când se face, dacă se face o asociație non-profit, ca să știți și voi, că toată ziua vă zic, nu vă intre la cap. Înțelegi? Așa. Și ca să vă intre la cap, vă zic, trebuie ca să o preia echipa, trebuie hotărâre de guvern de preluat a bunurilor. Să le predea la o nouă asociație. O, vine unul și da, bă, că vreau licitație. Că poate e bun public. După aia, fii atent, stadionul ăla, păi stadionul ăla trebuie neapărat, toate cheltuielile costă aproape 1.200.000. Nu poate să vină armata și zică, stai mă puțin, că e unitate militară, eu dau banii și tu joci tu fotbal. Nu, tată, că ești privat. Nu, n-ai cum. Pușcărie. Pe urmă, Marca, Steaua. Păi nu poate să o dea Steaua, Marca. N-are cum să o dea. Trebuie prin hotărâre de guvern să o dea. Și trebuie să facă hotărârea de guvern. Nu spune că să o dai lucrare. Hotărârea de guvern spune hotărâre de guvern pentru licitație a bunului proprietate publică a statului, Marca Steaua. Și o scoate la licitație. Cât dă? Păi aia. Pe cât timp, că poate peste 10 ani se hotărâre să-i ceară înapoi marca celui care se zice cu valoare? Păi da, dă judecată și... Îl dai judecată și nu e, domnule, nu e bine ce a făcut, a, din nou, Steaua, înțelegi tu? Și plus de asta, dacă îi fac o evaluare, vine la licitație, unu. Părerea mea că nu dă nimeni mai de 100 de mii. Nu cred că dă. Și atunci când dă 100 de mii, o să zică judecătorul, păi tu îi cer lui Becali 3 milioane jumate pan, când tu ai vândut-o cu 100 de mii? Păi sau piața asta e 100 de mii. Înțelegi? Că nu dă nimeni. Deci, anul acesta nu vor avea trebuie sigur de promovare. Păi dar în primul nu au, în al doilea nu vor câștiga și procesul, n-au, ei trebuie să ducă direct iar. Bă, pentru ce ai... Deci știi că armata, că am văzut-o ăla, spunea foarte bine ăsta, Țepelin, de la... A zis, domne, e o ideologie idiotă, proastă, adică cum adică? Păi adică tu... Ei n-au pornit să facă ceva. Ei au pornit dușmănie împotriva cuiva. Împotriva mea. Orice lucru care se face cu dușmănie și nu se face cu lumină, cu dragoste, pentru ceva și pentru a crea ceva, că ei n-au făcut să creeze, au creat să distrugă. Nu are niciodată izbândă. Și acum lumina va străbate întuneric. Iar dacă vor veni, Doamne, poate vin. Atunci aveți vedea. Că atunci voi plăti 1000 golul, că nu victoria. Nu dau mai mult 2000, că dacă dau 10, după aceea ce-mi dau 10.000, 10.000, că o să dau, poate să dau și 2000 gol. Înțelegi? Că atât o să plătesc, ca să râd. Ca să râd de ei, o să plătesc 2000 sau 1000 golul. Mă înțelegi? 7-0, 14.000 primă. La jucători. 15-0, de la 10 în sus, dau numai câte 1000. Înțelegi? Ce zic? Bine, asta e mândrie, totuși, da? Mai glumim, mai râdem, ce să... Nu trebuie să se supere. Să fie sănătoși, ei acolo, fiecare ține cu cine vrea, pentru mine, părerea mea, că pentru mine e bine. Eu nu mai pot să mă suport, să mai mă cer cu cineva. Ei iau treaba lor, astea AFC,
astea Steaua București, eu am FCSB Steaua Super, Steaua, și fiecare după aia să ne jucăm și gata. Nu trebuie mie scandalul să mă cer, nici nu mă duc, să nu mai aibă grijă suporterii, că nu mă duc acolo. Că n-am nevoie de ceartă. A, dacă vine să mă invite, să se roage de mine, domnul Becali, salvează-ne, că n-avem bani și că trebuie să ținem asta, că altfel intrăm la pușcărie, că nu întreținem și pierdem banii publici. Hai, bă, bine, hai să nu intrați la pușcărie, aia bine, că întreține o baza și joc și eu aici. Da, dar și cu acordul galeriei, că nu am nevoie de ceartă cu ei. Nu mai vreau să le dea Dumnezeu sănătate, ei își văd de treaba lor, eu de a mea și cu asta basta. M-ați înțeles? Și dacă i-am ironizat puțin, să mă ierte. Mai glumim și noi. Vedem atunci pe teren. Acum eu vă dau... Noi cu băiat. De ce ai decis să vii aici la FCSB? Să vorbești mai tare, te rog. Ia, tată, stai mai aici, așa, mai puțin, mai aproape. Ia că îți dau eu ție masa, așa, tată, vezi? Tata, ai zis. Hristos a înviat? Adevărat a înviat? De ce ai decis să vii aici? A fost simplu. Am ajuns la un club cu puternic în România, un club care au foarte mari condiții, începând de la baza de antrenament și liniștea banilor, că până la urmă e foarte important și asta. Și a fost simplu să mă convingă. A fost și o simțeam un pic că ar fi momentul să ajung la Steaua. Mi-am dorit de două ori să ajung, n-am fost să fie. Acum a fost momentul să vin. Sper să fie într-un ceas bun. Dar cum de nu te-ai ieșit, domnul Becali? Există mai personalitate și atâția jucători? Da, domnul Becali este un om bun, nu, oamenii buni nu se inhibă între ei. E aceeași... E mai tare răspuns, e un om simplu, nu... Într-adevăr, domnul Becali este o persoană mai specială, așa, pentru voi, pentru noi. Deci pentru voi, că trebuie să fii da. Pentru că și domnul Becali, dacă nu... E un om bun, oamenii buni nu se... E un om bun. Adică nu o să te descurajezi? Sau nu mă descurajez, nu există așa ceva. Am 29 de ani mai de... Într-adevăr, e presiune, dar la fotbal e presiune. Fără presiune nu ai rezultate. Eu așa consider. Cât timp pentru că eu am jucat la Maribor și la Maribor era presiune. Era presiunea rezultatelor. E clar că rezultatele îți dau liniște. Neavând rezultate, clar e presiune. Neavând rezultate, apar probleme. Neavând rezultate, se schimbă lucruri. Ai rezultate, e clar că... Având în vedere că Steaua e o echipă care se bate an de an la campionat, nu e o echipă care se bate la mijlocul campionatului. E clar că există presiune. Și domnul Becali vrea rezultate, e clar că... Deci, cât timp ai dat era timpul să vii aici? A fost am negociat un pic. Cât? Nu foarte mult, dar am negociat un pic. M-a convins cu două telefoane să ajung aici. Care văd, în primul telefon care am vorbit, după jumătate de oră, a zis că da, că nu știu ce, că nu știu cum, și după aia ai spus, m-ați convins. Dar nu m-ați convins să vin la FCSB. M-ați convins să vin să vă cunosc. Și așa, dacă vreți să mă cunoască... Da, ai fost puțin reticent sau de ce? Nu. Abia am început perioada transferului. Așteptam și alte oferte. Am fost jucător liber de contract. O conta și chestia asta. Și am ales cea mai bună ofertă. Din România te-a mai căutat cineva? Da. M-au căutat cei de la CFR Cluj. Vreau să le mulțumesc pentru oferta pe care mi-au făcut-o. Am ales drumul ăsta și... Până acum, niciodată, când am făcut alegerile, n-am dat greș. Echipa națională, cu siguranță, e un factor. E clar că echipa națională e un factor important, a fost un factor. E important să fiu sănătos, să fiu sănătos, să am meciuri și evoluții foarte bune, pentru că asta mă aduce la echipa națională. Ce te-a reținut să semnezi cu CFR? Totuși campion și ai ales... N-am stat foarte mult să mă gândesc. Când de obicei, când mă decid eu cu familia mea, nu mă întorc din drum. Merg pe același drum. Absolut. Nu am stat foarte mult să mă gândesc. Odată ce am ales să semnez și i-am promis domnului Becali că semnez cu Steaua, nici nu mai conta ce ofertă îmi făcea CFR Cluj. CFR-ul ți-a făcut oferta după FCSB? Da, da. Eram deja hotărât că voi semna cu ei. Mai e mai important cuvântul, da, mi-am dat cuvântul și pentru mine cuvântul e mai important decât banii. Ești obișnuit să joci pe trei posturi, am înțeles, și chiar și fundașerea ta, pe care desigur cel mai bine? În ultima perioadă am jucat foarte mult pe mijlocaș la închidere. Am jucat și fundaș central, e clar că eu de acolo am plecat, fundaș central. Și clar că e un post, e ca,
Când joci fotbal, e ca mers pe bicicletă. Nu se uită niciodată. E clar că va trebui, clar, antrenamente. Acum, când mers la antrenament, să intru din nou în ritm. Este diferit, ritmul e diferit, fundaș central. Te întorci altfel. Trebuie să ai anumite, să legi anumite relații cu colegii și și în teren. Cum simt situația și sper să mă integrez foarte repede. Majoritatea colegilor îi cunosc de la echipa națională, de la începând de la Under 17, pentru că am fost la toate loturile. Și abia aștept să mă întâlnesc cu ei. Ai luat campionatul cu Maribor, reușești să iei campionatul și pe CSB? Îmi doream să iau un campionat în România. A contat și foarte mult asta, pentru că e frumos când iei campionatul, știu ce înseamnă și... Păi, urlați cu el, hai! Știu ce înseamnă să ai campionat. E clar că îmi doresc să câștig un campionat cu Steaua. Te gândești la un parcurs mai bun în Conference League? Da, e primul an cu această nouă înființată ligă, Conference League. E clar că avem șanse mari să avem un parcurs cât mai lung. Cred eu că trebuie să ne calificăm în grupe. Tu, Dinu Todoran, ai apucat să vorbești? Nu am apucat să vorbesc, nu. E clar, săptămâna viitoare echipa se reunesc și vom vorbi. De așadar ești pregătit pe ce nevoie și pe ce se cere? Si se poate cere. N-am înțeles. Adică ești pregătit să joci pe ce post e da, nevoie? Da, da. Pentru că și la Maribor am făcut-o la fel. Am jucat cam toate posturile la Maribor. Sunt un jucător polivalent. Mă ajută asta condiția mea fizică și corpul meu mă ajută să mă adaptez mai repede la anumite situații. O să joci pe Național Arena. Sperăm să jucăm cât mai multe meciuri pe Național Arena, da. E foarte important să avem o continuitate, să avem un stadion al nostru. Ok, mulțumim. Cu drag. S-a chemat cu domnul Peca, îi vedea mâna cu el? Da, bineînțeles. Puștule, vă duceți voi pe partea... Vedeți că eu sunt cu el. Dar cu el. Am luat un zidiu. Bine? Da. Mamă, nebunie, asta. Îți place la palat aici? E frumos? E prima oară. Da. Frumos, au, pe ce? Foarte frumos. Gigi sau? Scuză-ne, te mai ținem puțin pentru o poză. Nu e problemă. Atâta te mai vedem. Pa, pa, la revedere. Hai că vine. Ne mai dai de treabă? Ia să vedem, mă, copilul! Avem nevoie de o poză când da, să facem poză, da. Băi, doar noroc așa că de îmbrățișat nu-mi place că e prea mai mare ca mine cu un cap și arăt prea mic după aia eu. Bine. Hai, fiți sănătoși, Domnul să vă ajute. Sănătate. Păi da, haide, nu mai vezi, la FCSB nu mai vezi, care nu dă cu capul, nu mai vezi. Și dea ăla, cum cheamă? De când a dat Petri la golul ăla cu capul, de atunci m-am enervat. Nu mai vezi, unul 91, cum da, nu mai vezi. Și dea, bă, Petri la gol cu capul, Doamne, feriască-ne. Da, și gata. Bine, să vedem Șeronie dacă îi dă. Dacă îl las. Dacă vine și la urmă, mai ales și la cineva? Nu mai. Da, avem 4. Avem unul. Tot să-l Cristea să-l iau 1 milion, păi să-l... Când trebuie să dați răspunsul cu Tănase? Dă el răspunsul. El are comunicarea. Nu știu, el are. El negociază. Adică e posibil după meciul echipei naționale să... Da, dacă dă bani, ce să... Pentru Cristea l-a venit o ofertă? Da, m-a interesat cineva. A încercat 1 milion. Poate îmi da și 800. Și la Tănase 4,5? Hă? La Tănase 4,5? 4,5 am zis, băi, nu mai... Gata!
Că nu, bă, vreau nici măcar, am zis că nu dau fără 5 milioane, nici măcar un euro, mă, 4 milioane, nici măcar un euro în jos, nimic. Gata, că nu dau așa, că hai, mi-a zis, te rog, că putare, că putare, putare. 1,5 milioane, că vrea și el, adică are și ambiție, dar mi-a zis, îmi dă și 1,5 milioane, bani, mai mult salarii ca alții care... Fac și concurență la salarii, între ei, cu aia care a plecat pe acolo, Manea 1 milion, ălaltul Mihailă, nu știu, 700, 600, el vrea... E concurență între ei, nu? Că e concurență frumoasă. Și zic, bine, mă, dar și ce să fac dacă îți dă ție? Să-mi dea și 1,4 milioane, da, ar fi unul la revedere. I-am zis, bă, tu poți juci la orice echipă din Europa. Deci nu pierzi mingea, lovitură bună ai, de pe lună o pierzi, dreblezi, viziune ai, pas de gol dai, toate le ai, toate calitățile. Nu poți să-i dăm, dacă n-a, dacă avea 22, ceream 30 de milioane. Păi, hai, domnul, să vă ajute. Mulțumim, hai, toate bune! Mulțumim!